prim vicepreședinte politic al Partidului Național Liberal, Rareș Bogdan, să vă adreseze mesajul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, dragi români. Bună ziua, dragi foști colegi. Sunt eu o comunicare extrem de scurtă pe care vreau să o fac. În această dimineață am primit informații extrem de importante de la Bruxelles legate de cele două candidaturi pe care România le-a propus pentru poziția de comisar european. Informațiile sunt extrem de grave atât pentru constituirea Comisiei, dar și pentru imaginea României, pentru că șansele ca unul dintre cei doi, doamna Plumb sau domnul Nica, să ajungă comisar european sunt egale cu zero. Mai mult, în acest moment, România este singura țară care a făcut propuneri inacceptabile. O somăm pe doamna Viorica Dăncilă, încă premier al României, să treacă de îndată la alte propuneri, să facă alte propuneri, o altă propunere acceptabilă pentru Bruxelles, acceptabilă pentru România, care să întrunească votul majorității. De asemenea, suntem absolut convinși că nu s-a consultat în aceste două propuneri făcute cu președintele României și considerăm că că e vorba de comisarul din partea României, nu al PSD, nu al ALDE, nu al doamnei Dăncilă, este foarte important să aibă o discuție cu președintele României vis-a-vis de această propunere. Vă mulțumesc!